Greva vieți, Asta ne mai lipsea. Nu știu motivul și sincer nici nu mă interesează, însă ceea ce știu este că acestei generații, după 2 ani de școală online, o serie de schimbări în sistemul educațional, una mai proastă ca cealaltă, fix asta e mai lipsea. Copiii ăștia care au o sumedenie de oportunități și posibilități, pe care noi nu le-am avut, învață într-un sistem prăfuit, învechit, plin de profesori și pedagogi care n-au mai făcut un curs de specializare de pe vremea răposatului. Mulți neavând habar nici măcar să creeze un folder pe desktop. Și nu, nu generalizez, dar sunt mulți și tot ei fac grevă. Din nou, ca aproape de fiecare dată și în orice domeniu, întâi cerem și după aceea muncim. Țin să repet, nu generalizez pentru că, aparent, sunt suficienți profesori care nu sunt de acord cu această grevă și nu sunt pe aceeași lungime de undă cu greviștii. Dar indiferent de asta, Copiii sunt cei care pierd. Pentru că, într-un fel sau altul, profesorilor li se vor satisface doleanțele, că așa e guvernul nostru, cedează la cea mai mică presiune. Dar pentru schimbarea materiilor, pe când o grevă? Pentru update-ul informațiilor care se predau, pe când o grevă? Pentru realizarea sistemului de monitorizare al capacităților pedagogice, pe când o grevă? Ca așa e ușor să predai același lucru de 100 de ani și să ai pretenții din ce în ce mai ridicate. Cine n-ar vrea să fie profesor? De ce nu faceți grevă după orele de școală? De ce nu faceți grevă în vacanța de vară? A, ah, că așa e mai ușor să șantajați. Ok, faceți-o, dar nu pe barba viitorului acestor copii. Foarte multe vacanțe, exagerat de multe punți, sărbători, acum și o grevă. Da, normal, copiii se bucură că nimănui nu-i place școala, mai ales cu sistemul ăsta. Dar cine vor fi cei care vor suferi atunci când vor avea nevoie să-și clădească o viață? Ei sunt viitorul României, ei sunt generația de care avem nevoie. Tot exclamați la deschiderile și închiderile de an școlar în discursuri care, mai de care, mai comuniste. Așa doar demonstrați cât de puțin vă pasă de ei. Unii dintre voi ați uitat să fiți profesori și modele pentru ei. Asta este adevărul. Sunt convins că i-am stânit pe mulți, dar asta este părerea mea și am ținut să o fac publică. Pentru că lucrez cu ei și văd cum se schimbă generațiile. În rău.